unul dintre cele mai frumoase daruri pe care ne le-a dat Dumnezeu pe pământul ăsta este sexualitatea. Și Dumnezeu a hotărât ca experiența climactică a sexualității să fie în relația dintre doi oameni de sex opus, în căsătorie. Împlinirea și satisfacția și fericirea supremă din actul intim vine doar prin dăruire. Doar atunci când te dai pe tine însuți celelalte persoane, doar atunci când te împărtășești cu cealaltă persoană din toate punctele de vedere. Pornografia ia această împlinire de climax din relația intimă pentru simplu fapt că ești singur, izolat și încerci să consumi un soi de act sexual semi-virtual fără să fii implicat direct într-o relație, fără să dăruiești ceva. Numai ei, și ei prin abuz, ei agresiv, ei fără să întrebi, ei fără să cer voie, ei fără să dăruiești, ei fără să te implici, ei fără să îți iei responsabilități. Și pierzi o satisfacție enormă pe care Dumnezeu a atașat-o de actul intim atunci când el este dăruit.